Anul trecut, locuitorii comunei Bughia de Jos au avut nenumărate probleme cu un urs care le-a intrat în ogradă și le-a omorât mai multe animale. Fiara a atacat din nou anul acesta, înainte de sărbătorile pascale. A intrat în adăpostul de animale al familiei Oancea și a sfârtecat 3 capre și 2 iezi. La câteva zile, ursul a fost prezent din nou în zonă și de data aceasta a omorât un câine. Zilele trecute, ursul a fost văzut pe străzile din sat, în preajma unor tomberoane și la 2 adăposturi de animale din zonă. Oamenii sunt speriați și au cerut ajutorul autorităților. Primarul comunei Ion Dorel Tănăsescu a convocat o ședință în care a stat de vorbă cu Asociația de Vânători din zonă și cu reprezentanța ai Protecției Mediului. Urmează ca în cel mai scurt timp să se ia la nivel de județ măsurile necesare pentru relocarea animalului care se pare că deja are pui. În ultima perioadă, comuna Bughia de Jos, locuitorii acestei comune, se confruntă cu această situație neplăcută, în sensul că din nou ne confruntăm cu prezența urșilor în comună. De circa o lună de zile, pătrund în gospodăriile cetățenilor, am avut un caz unde la un locuitor Oanceion i-a mâncat 3 capre, la o altă gospodărie a distrus câinele, l-a omorât, fiind în lanț, intră noaptea în gospodării și fac pagube cetățenilor. Față de această situație, am luat legătura cu cei de la Asociația de Vânătoare Câmpul Lung, cu cei de la Protecția Mediului de la Pitești, cu Direcția pentru Agricultură. S-au prezentat aici, au întocmit documente pentru despăgubiri pentru cetățeanul căruia i-a distrus 3 capre, iar Asociația de Vânători din Câmpul Lung a organizat anumite acțiuni pentru a speria acest urs să părăsească comuna. De vreo 2-3 zile, mulțumim că nu s-a mai prezentat pe la noi. Dar nu este de mirare să apară din nou și să pătrundă în gospodăriile locuitorilor comunei să facă din nou pagube. Adăpostul de animale unde ursul a dat iama se află în apropierea platoului Grui. Nu este de mirare că ursul înfometat să fie văzut și în apropierea caselor sau chiar pe străzile dintre blocuri, la tomberoanele de gunoi.